Specialiștii îndeamnă gospodarii să verifice sobele înainte de începerea sezonului rece și să le curețe pentru a fi în perfectă stare de funcționare. În acest weekend, o locuință era să rămână fără acoperiș în urma unui incendiu provenit de la coșul de fum. Odată cu începerea sezonului rece, apare o tendință de creștere a incendiilor la gospodăriile cetățenilor. Din nefericire, majoritatea acestor incendii se soldează cu pagube materiale importante și uneori cu tragedii. Anul trecut, în perioada sezonului rece, la nivelul județului Mehedinți, două persoane și-au pierdut viața. Pompierii mehedințeni atenționează cetățenii cu privire la posibilitatea provocării unor incendii chiar în propria gospodărie. În sezonul trecut, la nivelul județului Mehedinți, două persoane și-au pierdut viața ca urmare a nerespectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Pentru evitarea unor astfel de tragedii, facem apel la cetățeni să conștientizeze că, respectând măsurile de siguranță, își pot proteja bunurile materiale și, mai important, nu își pun în pericol viața. Le reamintim acestora că este obligatorie verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului, fiind interzisă folosirea coșurilor de fum necurățate. Totodată este interzisă folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate. De asemenea, se vor utiliza doar întrerupătoare, prize sau cabluri electrice, fără defecțiuni sau improvizații și fără a supra-solicita instalația electrică. Anul trecut, cele mai multe incendii au izbucnit de la coșurile de fum. Ca anul acesta să nu se mai repete astfel de situații, cetățenii trebuie să țină cont de recomandările pompierilor, cu toate că în acest weekend o locuință era să rămână fără acoperiș în urma unui incendiu. Flăcările s-au extins pe o suprafață de circa 150 de metri pătrați.